Vă salut, dragii mei prieteni, prietenii mei gurmani. Astăzi sunt aici în vizită la un prieten și vrem să pregătim împreună carabineros, nume de poliție italiană. Sunt niște creveți, o să-i vedeți imediat, vi arăt. Dar vreau să vă spun ceva, uitați-vă în luna lui februarie, ce bine trăim, cei care trăim bine aici. Temperatura 20 de grade, marea, totul este perfect pentru o mâncare excepțională. O să vă arăt cum îi pregătim la plancea în 2 minute, da? Haideți să vedem despre ce este vorba. Haideți! Aici avem pregătiți carabinerii, da? Vedeți, este un crevete destul de cărnos și foarte, foarte gustos. Recomand. Și lângă ei o să pregătim altfel de creveți care sunt deja fierți. O să-i pregătim cu usturoi. Haideți să încălzim plancea și să ne apucăm de treabă. Să vedem de ce avem nevoie să pregătim langostino, nu? Avem 12 langostinos, am pus aici 4 căței de usturoi, 2 ghindias, sunt picante, da? Sunt ardei de ăștia mici, picanți, un pic de boia dulce și ulei de măslin. Da? Acum mergem și le pregătim imediat. Am început să curățăm langostino, vedeți? Cam așa trebuie să arate. Odată ce am curățat și imediat o să vă arăt cum îi pregătim. Facem un mic supliment înainte să mâncăm carabinerii. Mâncăm niște langostino, nu? Am pus la prăjit usturoiul și cu cei doi ardei iuți. Ghindia e un ardei iute, doar uscat, doar că e mai mic decât ardeiul nostru iute. Acum, odată ce se prăjesc foarte bine, o să punem langostini, acești creveți care sunt fierți, îi punem și la sfârșit de tot, când sunt toate pregătite, o să adăugăm boiaua dulce. Da? Boiaua dulce o lăsăm maxim 30 de secunde, că dacă nu se arde și o să ne dea un gust foarte amar. Acum deja când usturoiul a luat un pic de culoare, punem langostinos. Wow, 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 wow! Ascultați! Ne face poftă de mâncare deja. Așa, îi amestecăm bine, îi lăsăm un pic să se prăjească. Acum le punem boia dulce. Vedeți? Și trebuie să avem mare grijă că se arde foarte repede și ne dă un gust foarte amar. Da? O lăsăm maxim 30 de secunde. Amestecăm de 2-3 ori și avem pregătit platoul nostru de langostinos cu usturoi. Pregătim carabinierii și dacă nu vă aduceți aminte cum se numesc, vă gândiți la poliția italiană. Haideți să probăm ce a făcut prietenul nostru Jose aici. Să pregătim langostinos, să vedem. Dragi prieteni, probați această rețetă. Un pic picantă, cu gustul de usturoi și de mare. Ceva excepțional. Tocmai am terminat de mâncat, de gustat din langostin. Și acum haide să pregătim carabinierii. Hai să vă arăt cum îi fac. Pregătită tava. E o tavă de paella, care o folosim noi foarte des aici. Acum o punem aici. Imediat aprindem focul și punem carabinierii la foc, că deja am o foame și nu mai pot să aștept. Haide să începem să dăm drumul la foc. O să-i punem un pic de ulei, nu mult, că nu o să-i prăjim, doar un pic să nu se lipească. Tava se încinge imediat. Așteptăm un pic și începem să punem carabinerii. Eu încerc să-i pun cu pleștele pentru că am prieteni foarte delicați. Mi-au recomandat să-mi pun mănuși, chestii, dar eu vă spun că eu fac mâncare la mine acasă și nu vrem să-i pun acolo, da? Facem loc. Thank you.
aveți foarte mare grijă, acum după ce am întors, o să le dăm sare, dar sare mare, da? Nu sare fină, deci le dăm sare mare. Uitați, vedeți? Sare mare, dă bucătărie. Și într-un minut, două, o să avem racii noștri pregătiți la masă. Aici avem pregătit platoul nostru de carabinieri, de poliție italiană și haideți să-l probăm. Mie prima dată îmi place mereu să mănânc capul. Aici are un gust foarte deosebit și o să-i pun un pic de lămâie. Pare că nu prea vrea lămâia. Spectacular. Și o să bem un vin verde și vă spun că nu este portughez, este un vin de aici din provincia noastră, din Valencia. Nemaipomenit. Continuăm. Mi-e place să mănânc cu mâna, furculița și cuțitul să rămână în bucătărie.